Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Muzică străineză la Europa FM. Dar avem și muzică românească puțin mai încolo. La Radio Voting ce dai azi? La Radio Voting avem un cover, se poartă cover-urile, se poartă remake-urile, ca să zic așa. E o piesă de la Lidia Buble care se numește Romanță cu parfum. E un remake după celebra piesă La fereastra ta de la Semnalem. Semnalem, nu? Da. Ok, de-abia aștept. Deci, piesă românească, aha. E bine, asta o să bucure 3/4 dintre ascultătorii noștri. Zici? Eu zic că pe toți. Că, potrivit unui sondaj făcut de InScope Research la comanda news.ro, aproape 3/4 dintre români preferă muzica românească. Și procentajul este în creștere, cu 10% mai mult față de în urmă cu 10 ani. Păi ce muzică se făcea acum 10 ani și ce muzică se face acum? Logic. Deci numărul celor care preferă muzica românească este în creștere. Și avem așa, fiți atenți, date foarte interesante. Potrivit sondajului, muzica românească este preferată de 91% dintre cei cu educație primară, 79% dintre cei cu educație medie și 44% dintre cei cu educație superioară. Ca să vezi. Cei mai mulți ascultători de muzică românească sunt în mediul rural, 86%, și cei mai puțini sunt în capitală, 48%. Acum depinde ce definești tu muzică românească, acolo inclus toate genurile. Evident, da. Și petrecerile și absolut tot. Și manelele, ca să o spunem pe aia dreaptă. Da, 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 tot, da. Tot. Da, și rock-ul. De ce nu? Adică tot. Eu cred că la petreceri se ascultă cu precădere muzică românească. Așa zici? Absolut. Da. Mie așa mi se pare. Adică nu cred că se mai ascultă Like a Virgin și Black or White de mult pe la petreceri, la nunți, la astea, la botezuri. Eu să fiu cinstit, când mă duceam la petreceri în adolescență, nimeni nu asculta Mihai Constantinescu și Angela Similea la petreceri. Serios. Așa nu este. Nu se asculta. Păi da, atunci... da, dar mai ascultai un Phoenix... cel mult? Da, cel mult, nu? Undeva pe acolo, în roșu, da, și negru. Da, și compact, compact. La fereastra ta, nu știu ce, cam lucruri mare. De genul ăsta. Dar în rest erați pe ACDC și pe... da, BZN. Bluzuri, da. Da, mă, da, hai să fim serioși, că erau alte vremuri, adică și în anii 90, mai încoace, în adolescența mea, cool era să asculti, adică dacă mirosea aia fraier dacă ascultai muzică ușoară românească sau, știi, adică nu... nu erai cool. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.